Bună tuturor și bine v-am găsit! Eu sunt Mirabela, astăzi vă invit la mine în baie pentru a vă arăta ce ritual de îngrijire a tenului am în fiecare dimineață. Primul pas în îngrijirea tenului îl reprezintă, bineînțeles, curățarea lui, iar eu fac acest lucru folosind un gel de curățare și purificare de la Garnier. Este un produs bioorganic pe bază de uleiuri esențiale de lemongrass. Haideți să vi-l și arăt! Și voi pune acum foarte puțin produs în mână. Și voi întinde produsul pe față. Și pe gât, desigur. Și acum voi lua un burețel pe care îl voi umezi. Am un burețel care îmi place foarte mult cu striații așa. O să îl și arăt. Cam așa arată. Îmi plac foarte mult aceste striații. Mai insist puțin cu apă pentru că mi s-a părut că n-a făcut suficientă spumă din prima. Acum da. În zona punctelor negre și gata, acum plătesc. Voi plăti cu apă caldă pentru că voi știți că eu sunt alergică la frig și nu pot să mă spăl cu apă rece. Am pus să cântez. Perfect! Am udat și oglinda. Super! Cred că o să se vadă pe camera. A trezut și ceva jos. Interesant. Îmi voi usca acum fața. Da, între timp voi șterge și oglinda. Acum simt că m-am trezit cu adevărat. Bună dimineața! Următorul pas, vitaminizarea tenului. Ceea ce înseamnă că voi folosi un ser cu vitamina C. Recunosc că nu folosesc vitamina C de foarte mult timp în rutina mea de îngrijire, dar cred că am așa aproximativ un an de când nu pot să trăiesc fără vitamina C. Am acum un produs de la Delia. Este un brand polonez destul de ofertant, adică în sensul că au produse foarte ieftine și de o calitate foarte bună. Dat pe un astfel de gel de 10 ml, 20 de lei. În general, serurile cu vitamina C sunt cam la 30 de ml, ceea ce înseamnă că 30 de ml ar costa undeva la 60 de lei, dar chiar și așa este foarte puțin pentru că serurile cu vitamina C de brand costă de la 150 de lei în sus. Recunosc că am folosit și mărci mai scumpe decât aceasta și nu am sesizat nicio diferență. Da, de ce să-ți irosești banii? Voi lua acum cu pipeta și voi pune în mână. Ce-i drept, o să mai iau puțin produs pentru că eu de obicei cam fac așa rabat de produs. Mai iau foarte puțin și îl voi întinde la fel pe față. Deci încă e ceva pe oglinda mea și pe gât. Nu uitați de gât, fetelor, e foarte important această zonă. Îl întind foarte bine pe față și pe gât, desigur. Sincer, mai vreau o picătură, mai vreau atât, nu mult. Pentru că mai vreau să mai pun pe gât. Recunosc că am trezit cam târziu cu îngrijirea acestei zone și, drept urmare, am așa două linii fine. Nu știu dacă se văd, dar eu le văd. Ce urmează acum? Apa micelară, desigur. Am acum o apă micelară de la Roche-Posay. Hai să vă arăt. Nici nu știu exact dacă se vede ok.
Apa micelară puteți să o folosiți în orice moment al zilei, imediat ce vă treziți, înainte de make-up, după make-up, după duș, nu știu, la plajă, când vreți voi. Mie îmi place foarte mult aceasta de la Roche-Posay, mai îmi place cea de la Vichy, Malbe. Cât mai multă! Cât mai multă, pentru că, repet, mie îmi place foarte mult să fac exces de produs. Chiar m-a trezit la viață. Gata. O las să intre bine în piele, să se usuce singură. O ador, o ador. Acum am sesizat că filmam pe Zoom. Și nu-mi plăcea deloc cum arăt. Groaznic! Da, mai bine așa de la distanță, că nu se văd toate imperfecțiunile. Ce-i drept am aceste chestiuțe, pentru că am fost la menstruație și o dată pe lună îmi apar chestiile acestea. Deși nu sunt la pubertate, gad! Nu am avut toată adolescența mea nimic, am avut tot timpul tenul curat. Nu știu de ce, de ceva timp îmi apar doar în această zonă niște chestii. Habar nu am. Nu le fac nimic, oricum în 4-5 zile dispar de la sine, deci e ok. După ce apa micelară a pătruns destul de bine în tenul meu și mi-a dat o senzație de prospețime, voi trece la pasul următor și anume hidratarea tenului. Vreau să știți că există o diferență între termenii în engleză hydrating și moisturizing. Primul se referă la hidratare și al doilea cred că la emoliere. Sincer, nu prea cunosc corespondentul în română, pentru că de cele mai multe ori cam pe toate produsele scrie dehidratare, dar o să vreau să vă fac o exemplificare ca să înțelegeți. Pe această cremă de la L'Oreal scrie Hydrating Care Day. Da, deci este un produs strict dehidratare. Nu știu, sper că se vede. Cred că mai bine lipesc așa de oglindă. Iar pe acest CC cream de la Elmiplant scrie aici Skin Moisture. Cred că se vede. Așadar, hidratarea înseamnă că aceste produse, pe lângă faptul că au în ele substanțe de hidratare și în mare parte apă și ne umplu efectiv celulele pielii care conțin apă, ajută și la extragerea apei din organism și umplerea celulelor cu apă. Deci, practic, ele ajută ca celulele noastre să se umple cu apă, atât din produs cât și din organismul nostru. Da, din apa pe care o consumăm noi. Din alimente, din lichide și așa mai departe, că cam totul se rezumă la apă, da? În schimb, produsele de moisturizing sunt acelea care compactează cumva acele celule și face ca apa să rețină mai mult timp, da? Ele acționează așa ca o barieră, nu știu exact să explic eu foarte bine. Puteți să vă documentați voi mai bine. Știu doar că produsele pentru pasul acesta sunt produsele care conferă luminozitate și aspectul acela de strălucire al tenului. Așadar, voi folosi prima dată, apropo, încă o paranteză, există persoane care au nevoie doar de hidratare și persoane care au nevoie doar de emoliere. Nu știu dacă spun bine în română. Deci, voiam să spun că există persoane care au nevoie doar de hydrating cream și există persoane care au nevoie doar de moisturizing cream sau există persoane care au nevoie de ambele, așa cum sunt eu. Acum voi folosi un ser pentru hidratare și lifting de la Diadermin. Voi pulveriza la fel foarte puțin, de două ori, da, foarte puțin, în caz că simt că nu e suficient, voi mai pulveriza, vă dați seama, și le mai împinde ușor pe față. E atât de moale și de catifelat și de plăcut. Ca să înțelegeți că tenul meu este deshidratat cam veșnic, are nevoie de foarte mult produs. Adică, în general, tenul meu absoarbe exagerat de mult produs. Nu că exagerez eu că pun, că folosesc și el vrea foarte mult, deci îmi cere. Ok. După ce am pus serul acesta de hidratare, voi folosi o cremă. O cremă cu acid hialuronic pentru pasul 2. Adică eu cred că această cremă este cumva din gama Moisture Cream, deși este un brand românesc, pentru că sincer o aveam acasă. Apropo, m-am întors în România și sunt în izolare și în mine este ultima mea zi. Da, haideți să vă arăt și crema.
Este o cremă cu acid hialuronic, este antirid de zi și, foarte important, are un factor de protecție 15. Este bine să folosiți produse cu factor de protecție solară pentru că peste 80% din cauzele ridării tenului sunt de această natură, adică raze UV, soare, știți voi. În general, e bine să folosiți produse cu factor de protecție de la 30 în sus. Eu nu am momentan, am în Austria, dar, mă rog, după această cremă mai am ceva cu 20% factor de protecție, CC cream-ul de Remy Planet. Și dacă le adunam 15 cu 20, s-a făcut 35. Nu merge așa. Dar, anyway, așadar îmi pun cremița de Remy Planet pe față și pe gât, logic. Cât mai mult pentru că am nevoie. O voi întinde. Deci ca să înțelegeți, cred că dacă aș mai pune o tură, ar mai intra. Urmează acum să mă ocup de zona din jurul ochilor, o zonă care este foarte sensibilă. Eu nu prea suport orice produs în această zonă, prea puține. Unul dintre ele este această cremă de la Diadermin. Este o cremă cu efect de lifting. Hai să vă arăt. În afară de această cremă mai pot folosi în jurul ochilor Nivea simplă. Nivea aceea clasică. Și acum voi întinde foarte bine produsul. În zona ochilor este bine să întindem produsul cu aceste degete pentru că nu exercită o forță atât de mare ca celelalte. Și pentru că e o zonă sensibilă, e bine să lucrăm cu aceste degețele. Și cam asta este. Vedeți ce bine intră în piele pentru că pielea mea este, nu știu, înfometată de creme, produse. Primește cam orice îi dau, bine, nu orice în zona ochilor. V-am spus că mai folosesc pe lângă această cremă doar Nivea. Ok, și acum tot la capitolul îngrijire. Am acest balsam pentru buze cu factor de protecție 30 de la Labello. Pentru că și buzele au nevoie de hidratare, bineînțeles. Cam asta este, a intrat foarte bine în piele, așadar după ce am făcut curățarea tenului, am făcut hidratarea lui, urmează în mod normal protecția împotriva razelor solare. E bine să folosiți un produs cu minim factor de protecție 30, v-am spus, eu momentan nu dețin și așa că voi folosi acest CC cream pe care oricum eu îl folosesc aproape zilnic pentru a mă proteja tenul și ca să spun așa ca o mică bază pentru că eu nu folosesc fond de ten în nicio circunstanță, adică nu am întâlnit încă un fond de ten care să mă convingă, sunt puțin așa mai pe stilul naturist să spunem și am încercat tot felul de produse, dar sincer nu m-am putut opri la niciunul. Nu prea am nevoie de o mega acoperire sau mai știu eu ce în acest moment pentru că sunt destul de mulțumită de tenul meu. Și eu știu, la ocazii speciale, dacă pun un make-up, merg la un salon și așa mai departe. Dar nu am acasă fond de ten, de ce să vă mint? Chiar nu am. Deci, folosesc acest CC cream de care sunt foarte mulțumită. Vreau să vă citesc câteva chestii de pe el și anume. 1. Uniformizează nuanța pielii și păstrează un ten radiant de-a lungul zilei, acoperă imperfecțiuni precum coșuri, pete, semne ale oboselii și riduri fine, iluminează tenul punând în evidență tonul său natural, oferă hidratare imediată ce durează până la 24 de ore, protejează pielea de razele UV și de îmbătrânirea prematură, conținând un SPF 20. Interesant! Este din o gutuie 100% naturală și ingredientele sunt de origine naturală în proporție de peste 70%. Eu am nuanța pe deschis. Așa arată. Sincer, mai am foarte, foarte puțin produs. Sper să mă descurc să-mi ajungă de ceva. Am aici un burețel.
și voi pune produs mai întâi în mână, pentru că, sincer, da, cred că am suficient, cam așa. Da, arăt super. Și acum voi întinde cuburețelul. Și acum tapotez cu partea aceasta. Cam asta este. Mie îmi place foarte mult ce face acest CC cream de la Lumiplan pentru tenul meu. Îl lasă destul de natural. E ok dacă dați o pudră ca să luați luciu. Eu nu voi face asta acum. În final îmi voi aplica un concealer pentru zona ochilor și un rimel și gata. Asta sunt. Folosesc acum un concealer waterproof de la Essence. Și îl voi întinde ușor cu burețelul. După ce mi-am întins concealerul, îmi place foarte mult, voi folosi și un rimel de la Max Factor cu biotină și keratină. Îmi place că are ingrediente naturale. O să vi-l arăt. Este un rimel care nu încarcă genele, nu le lipește, nu lasă smocuri, e foarte bun, îți dă senzația așa de, nu știu, pur și simplu că ai genele tale, nu simți că te-ai dat cu rimel, le și alungește, e foarte, foarte bun. Cred că e unul din rimelurile mele preferate, mai am unul, dar acum îl voi folosi pe acesta. Și las să se usuce și mă mai dau o dată. Așa ar fi efectul. În era în care trăim, sunt cea mai no make-up girl sau ceva de genul, pentru că nu am produse de machiaj, de fard, de nu știu, în general produse de îngrijire și cam atât, foarte rar mă machiez. Și machiajul la mine înseamnă ceva de genul extra ce am făcut acum, mai dau o pudră și poate un eyeliner și cam atât. A, și hai să-mi dau și un gloss pentru buze. Nu face neapărat parte din rutina de îngrijire, dar anyway, este pentru volum de la Catrice Cosmetics. Nici la make-up nu l-aș încadra. Cam asta este. Mi-au crescut buzele. Și gata, asta este. Sunt gata să-mi petrec ziua pur și simplu cu acest ten. Nu mai pun absolut nimic pe față. V-am spus, foarte rar pun un machiaj de 2-3 ori pe an, nu știu. Cam asta folosesc în materie de produse de îngrijire a tenului. Urmează să filmez și rutina mea de îngrijire a tenului seara și poate cea de weekend, pentru că o dată pe săptămână, sâmbătă sau duminica, fac cu totul altceva. Adică am o atenție deosebită pentru fața mea.
Cam atât. Mulțumesc dacă m-ați urmărit, mulțumesc dacă îmi veți da like, dacă îmi veți da share la acest videoclip, dacă îmi veți da subscribe la canal. Vă aștept și pe paginile mele de Instagram și de Facebook. Vă super mulțumesc pentru tot. Vă aștept în comentarii cu sugestiile voastre. Spuneți-mi neapărat un fond de ten pe bază de ingrediente naturale foarte bun și ce vreți voi să mai spuneți. Vă super mulțumesc, vă pupicesc, pa, pa! Bună tuturor și bine v-am găsit, eu sunt Mirabela, bine ați venit! Bună tuturor și bine v-am găsit, eu sunt Mirabela, astăzi vă invit în baia mea pentru a vă arăta ce rutină de îngrijire a feței... Deci nu reușești să înțeleg cum să te filmezi în oglindă fără să-ți se vadă trepiedul. Tocmai m-am uitat la un clip în engleză intitulat How to film yourself in the mirror și n-am înțeles nimic. Da, deci chestia aceasta va sta aici pe tot parcursul filmării. Ups!